you made click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. Nu știu de voi, dar pe lângă faptul că este și aici misiune de shirt, mi-amintește faptul că e o căldură la mine în casă acum. Deci am deschis și geamurile și tot și... Ia să-i calpăște, treci cu acea... Na, treci cu... Șpoc, mă, ce l-am luat pe ăsta. Mă rog, nu știu de voi, de la mine nicio căldură. Mai am și misiune aici în mijlocul deșertului în Libia sau Tunisia, pe unde sunt aici, dar parcă Libia zicea, nici n-am fost atent. Ok, hai că se pare că avem și mitraliera aici. Bă, dar de unde trag ăștia noi? Habar n-am. Ăsta trage aici, dar nu știu ce trage. Că nu trag eu la mitraliera. Era mișto să poți trage și... A, e fain, acum trebuie să primez mesaj și pe Facebook, mă rog. O tipă e acolo. Șpuc! Am dat pe lângă ei. Las că eu mor ăsta cu mitraliera. Hai mă, nu prind și eu măcar unul. Șpuc! L-am luat pe unul. Hai că l-a călcat ăla cu tancul. Ok, deci trebuie să mă țin după ăștia de aici. Hai, du-te. Deci undeva pe aici trebuie să urc. Uite aici o râpă să pot urca. Hai, du-te. Bă, dar se mișcă repede tancul ăsta. Tancurile din primul război mondial erau foarte, foarte lente. Ale erau mai niște improvizații de tractoare și prindeau vreo 6 km pe oră. Da, bine, erau bune că puteai merge pe teren accidentat fără nicio problemă. Ok, hai mă mai plimb mult pe aici. O, dacă proaf e aici. Poc, aici oricum nu e deșert aici, că e pământul mai tare. Dacă ar fi deșert, se scufunda cu tontul tancul. Sau cel puțin erau pietre și vegetație puțină pe aici. Mai văd câțiva boscheți uscați. Aoleu, ce dau ăștia, bă, dar de unde dracu trag? Să-mi pac dacă văd ceva. E murdar până și binocul de praf. Hai că eu nu văd restul corpului pe aici. Ok, mai merg mult așa. A, uite, s-a bulit un tank în partea aia. Două tancuri văd că s-au bulit. Opa, văd ceva în depărtare acolo. Să fiu atent aici, că mă împușcă ăștia. Treci în coace. Am dat pe lângă băgamea aia și... Șpuc! Hai că nu am luat pe ăsta. Iar primesc mesaj pe Facebook. Sper că nu s-aude telefonul cum bipă-i pe acolo. Uite pe ăla acolo. Ăsta e al meu. Hai, vino încoace și... Șpuc! Nu s-a... Du-te, dracu, nu s-a terminat. Hai, uite încă câteva pe partea asta. Tu, treci în coace. Șpuc! Deci am obiectiv să bulez tancurile astea. Perfect, șpuc. Bă, deci două rachete trebuie să le dau, se pare. Ăsta e cu mine. Uite, ăsta aici trebuie bulit. S-a adus dracu și ăsta. Și mă unul undeva pe aici. Aha, deci în partea asta mai sunt tancuri. Hai, da, după ele. Du-te. Mă, am propulsat un pic racheta aia. Șpuc. Trebuie să faci ceva puțin slalom. Încă unul pe aici. Aoleu, stai că nu m-am băgat. Bă, ce dracu, bă, m-am suit pe el. M-am suit pe ăsta, grozav. Stai, bă, unde mi-e țava? Ok, care-i fața? M-am zăpăcit de cap tancul ăsta. Ok, hai că merg drept acum. Hai, întoarce. Mai e unul în partea asta, deci. Aha, uite-l, s-a adus dracu. Și mai e undeva pe aici încă unul. Hai să mergem. Hai, întoarce, du-te. Bă, dar nu mai văd niciun tank pe aici, toate s-au bulit. A, mai unul de-al meu aici. Mau, câte tankuri bultez pe partea. A, uite-l aici. Șpuc! Am dat cadra. Șpuc! Hai că l-am bulit pe ăsta. Ok, acum, asta e misiunea, gata? Sau mai e ceva? Hai că eu tot o iau înainte. Mă, cât deșert e în partea asta. A, asta a fost misiunea, frumos. Mai băgăm una atunci. M-am uitat eu la misiunea acolo și mi-a arătat că la capitolul ăsta sunt două misiuni cu tancuri, asta și încă una. Deci, cred că o să filmez doar astea două cu tancurile. Nordul Libiei, 18 ianuarie 1943. Pe vremea aia la noi, cred că era zăpada cât casa. La ăștia e nisipul cât casa. La noi viscolea cu zăpadă. La ei viscolea cu nisip. Au o purtă nisip. Hai să mă duc tot și prin partea asta.
A, stai, ăsta a fost Instagramul. Bă, dar sper să nu se audă telefon pe fundal. Mi-o lene să întind mâna după el acum pe masă. Să îl dau mai încet. Dar mă mai la el la ceas să văd cât e, să nu iasă filmarea prea lungă. Bă, misiunea asta ține doar vreo 4 minute. Ma, sper să țină mai mult misiunea asta, că n-am chef să fac episoade prea scurte. Nu, dar, dar frate, termin un capitol, ca să zic așa. Nu, mini capitol ar fi ăsta. Capitolul ar fi unul cu fiecare țară și are mai multe misiuni cu mai multe. Deci cam da, termin o misiune întreagă, o bucată de capitol cu 10 minute, nu știu. Este cam scurt episodul. Bă, da, mai trebuie să mă plimb mult pe aici, totuși. Mamă, ce se bubuie ăștia. Hai, du-te, du-te, du-te. Nu te buli, nu te buli acum. O, cât praf e pe aici. Ce avem noi aici? Du-te, dracu, nu mai te bulești astăzi. Șpoc! S-a dus dracul ăla, ok? Hai pe aici. Nimă, niște bolovani. Nu se întâmplă nimic dacă trag în ei, se pare. Hai, trage, trage, trage. Șpoc! Sunt niște tunuri de-alea. Bun, e împotriva tankurilor. Hai pe partea asta să vedem ce e. Deci, drept înainte să mergem, vor mai fi tankuri sau lansătoare de-alea de rachetă pe acolo, cine știe. Opa, tankuri în față, se pare. Mamă, ce-i în parte. Dă-le cu ghiulea, o să zacă. Eu intru, eu prefer să-i calc pe ăștia. Opa. Cred că sunt conjurat, așa e. De nu mi-o bubuie acum tankul. Dar eu intru în aici ca Germania Brazil. Au, mamă, bine că n-am căzut în groapa aia acolo, în tranșea aia săpată. Ca să nu știa, soldații pe vremea celor de-al doilea război mondial aveau mereu spirit, lopată, chestii de genul. Lopată pentru săpa tranșee, spirit și bandaje în caz că se răneau. M-am documentat eu odată. Uite o mașină cu soldați. Du-te, recu. Opa, nu, nu cădea, nu cădea. Dă mașalier, dă mașalier. Poc, cum am intrat în ei acolo, ok. A, în partea asta mai sunt, dar hai să iau și pe ăștia de aici din spate. Că am trecut pe lângă ei. Mă, ce muzică frumoasă am pe fundal. Doamne, ăștia să nu mi-acoperi. Nimă, cutii, șpoc. Cred că era muniție ceva pe aici de bubuie. A, uite-le aici. Mamă, câți am lăsat în urmă. Băga-mi-aș, șpoc. O, oh, ce-a tras ăsta în mine aici. Bă, nu mai văd nimic de fum să-mi bag. A, trageți de mine, mâncameți. Ia să iau curba aici, direct slalom. Șpuc, nu. Ok, mai ăsta. Ok. Șpuc. Gata, hai da înainte. Și au rămas câteva obiective în față și cred că asta e misiune. Bă, dar cred că asta o să fie cel mai scurt episod de Call of Duty, să îmi bag piciorul. Aș face și cu misiunea următoare. Dar mie că după aia o să iasă prea lung episod. Da, oricum. Dacă postez azi de episodul ăsta o să fie al doilea episod. Azi mai ne pun multe episoade și scurte decât unul lung și na. Și din mai multe serii, poate unul îi place o serie, poate unul îi place alta, mă rog. Ok, pe unde urc pe acolo. Hai pe aici. Bă, da, tankuri de al meu nu mai sunt. Sper că a rămas singur aici, singur cuc. Mă bat cu toți. A, mai sunt două tankuri aici sus. Perfect. Singur împotriva tuturor. Perfect. Pe aici se urcă? A, pe aici. Bun. A, uite niște soldați nemți pe acolo. Uite o mașină cu soldați. Ceva? Du-te, drecu. Hai, du-te, drecu. Mă, ce iau poștii aici. Aoleu, am luat-o la valne bine. Nu mai pot pune frână. Bă, chestia asta are frâne. Stai că acum țipă un om pe stradă. M-am rugat sigur. Cred că este unde la cu căruța. Trebuia să fi setat mai multe FPS-uri tipul filmării. L-am lăsat la cât aveam pe vechea placă. Și văd că pot să filmez în 80 FPS-uri. Că mi-arată aici câte am acum. Câte? Eu am lăsat filmarea pe 30. Trebuie să setez la 80. Că mi-arată aici DirectX 90 FPS-uri în real. Mi se mișcă 80 FPS-uri, dar înregistrează doar cu 30. Frumos. Du-te, dracu, și tu. Hai, mă. Deci să-ți uite, când filmez Call of Duty, să pun vreo 75-80 FPS-uri pe acolo. Că mai scade de la 78 la 80. Dacă mai schimb și RAM-ul și procesorul, cred că o să am 160 lejer. Du-te, dracu, și tu. Hai că vă bubui pe toți, firați ai dracu. Dă cu mitraliera în ei. Șpuc! Am ratat. Mașalier. Ok, s-a dus dracu ăsta. Hai, întoarce, întoarce, întoarce. Iau înainte, iau înainte. Hai să luăm pe ăsta. Cucubau. Poc. Stai, nu s-a dus dracu. Stai, nu sta pe loc, dă înapoi. Ce are, mă, s-a stricat. S-a bolit tankul, ce are. Ok, nu știu ce în parte trage. Pe acolo, a, uite aici un tank în partea aia.
Hai, încarcă racheta. Spoc. S-a adus dracu. Hai și după ăștia. Deci ăștia de-ai mei. Ăla. Hai, întoarce, întoarce, întoarce. Ok. Și mai e în partea asta sus unul. A, mai e. Hai, urcă, urcă. Hai că urcă. Hai, care motor puternic de-l drag. Cred că ăsta are 5000 de cai putere. Și șpoc. Obiectiv complet. Cred că asta a fost misiune. Sau mai dă. Ne, dacă mai era obiective, îmi zice acum, cred că asta e misiune. Hai să ne plimbă prin deșert. Ok. Asta a fost misiunea, toată, tot capitolul ăsta, mini-capitol. În următor o să ne războim cu puști, din câte sper. Hai că încheie acest episod, este scurt, deci o să-l postez în seara asta. Am mai pus un de Far Cry 2 dimineață. Ce să mai spun, cam atât. Ne vedem data viitoare. Până atunci, ciao les.